Salutare tuturor, bine ați venit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Am două cutii în fața mea pe masă. Astăzi vom face un unboxing la niște căști cel puțin speciale. Nu vorbesc din punct de vedere audiofililor, vorbesc din punctul meu de vedere, consider că sunt un amator. Este un review și un unboxing exact pentru cei ca mine. Sunt niște căști care costă până în 500 de euro, mai exact 300 de euro, cu reducerile poți găsi la 250. Ideea este că toate review-urile spun că sunt cea mai bună alegere a căștilor cu preț până în 500 de euro. Lângă am o cutie FIO BTR5, mai exact un DAC, ar spune audiofilii. Eu îi spun un amplificator de sunet pentru că asta este și asta face. Ți aduce căștile la cea mai bună variantă a lor. Vom desface cutia, o cutie premium și abia aștept, chiar sunt curios să vedem ce voi regăsi în Meize 99 Classic. Cutia de la Meize 99 Classic, modelul Walnut, deci lemn de nuc. Silver culoarea, pentru că avem și varianta aurie. Am considerat că argintiu este mai discret. Toate lucrurile care sunt în cutie și le vom regăsi imediat. Și pe spate scrie aici foarte bine Designed by Antonio Meize, Baia Mare, România. Deci este o firmă românească. Și deschidem cutia să vedem ce vom găsi. Satisfacție maximă de a rupe. Și cutia are o deschidere foarte interesantă. Deci bine deschis și deja găsești materiale super premium la interior. O hârtiucuță de care ne mulțumește că am cumpărat căștile. Chiar și un upsibuild. Un alt upsibuild. Și la fel interiorul cutiei, după cum bine puteți vedea, este super moale la atingere, deci o cutie premium. Carcasa în care sunt puse căștile, cu emblema Meize. Vreau să văd cum mă simt în momentul când le văd. Wow! Deci chiar wow! Chiar wow! Lemn de nuc, oțel. Într-adevăr simple, dar foarte, foarte premium. O piele ecologică, pentru a nu te deranja la urechi. La fel un burete și în partea de sus. 99 Classics. Chestiile astea tăiate la CNC. La fel până și intrările. Vom vedea imediat și cablurile. Mulți ar spune că oțelul ăsta vibrează, dar nu văd cum ar putea să treacă sunetul prin lemn. Vom vedea imediat când le probăm. Ciudat este că aici au 4 șuruburi. Ce o chestie de design. Nu știu dacă e de utilitate. Și aici are doar 3. Deci unul dintre ele lipsește. Am sunat la cei de la Avestor, că de acolo le-am cumpărat. Și au fost foarte amabili în așa fel încât să-mi zic că îți trimitem pur și simplu altele și astea le vei da la schimb. Deci nu este o problemă foarte mare. Da, simplitate înseamnă eleganță. Hai să vedem ce se află în borseta pentru cabluri. Avem un adaptor. Toate intrările sunt aurite. Un cablu audio Meize cu microfon, deci din nou avem intrările aurite. Astea sunt cumva pentru uz zilnic și după cum bine vezi ai două intrări. Pe unul scrie right, pe unul scrie left. Deci pur și simplu dacă bagi în partea stângă right-ul va fi pentru dreapta, deci le poți folosi cum vrei tu. Atâta timp cât bagi dreapta-stânga sau stânga-dreapta, le poți pune așa sau pur și simplu așa. Nu avem plastic deloc pe căștile astea. Și vom vorbi imediat și despre cablurile în sine. Încă un adaptor, la fel aurit. Deci nu cred că va exista un loc unde nu poți folosi căștile astea. Fie că vrei să le folosești pentru uz zilnic sau pentru ceva mai mult de atât.
Foarte interesant e că avem un cablu de 3 metri, fără microfon, la fel cu intrare, cum am zis, stânga-dreapta, și cu o mufă jack calitativă. Deschidem și adaptorul DAC, adaptorul DAC, amplificator. FIO BTR5. Deci cum bine am zis, adaptorul ăsta, adaptor, da, ai putea să zici că e și adaptor, e mai mult un amplificator de sunet într-o cutie atât de mare, o chestie atât de mică și drăguță, care te va ajuta să-ți transformi căștile dintre niște căști cu fir în niște căști wireless. Dar nu numai asta, te va ajuta foarte mult să ai un sunet premium. Și după cum bine vezi, calitate bună și pentru FIO. Fără el căștile vor funcționa, în schimb nu vor avea calitatea maximă pe care o pot reda. Cablu de încărcare până și o carcasă mică pentru a-ți proteja suprafața asta lucioasă. Perfect. Ai și un cărlic pentru a-ți le agăța să nu te încurce și pur și simplu bagi cablul jack. Cred că a venit momentul ăla mult așteptat, cel puțin de mine, să văd cum se aud căștile de la meze. Voi alege să le folosesc oarecum în funcție de cum scrie. Cum bine am zis, poți să folosești stânga, dreapta, cum vrei tu. Totul depinde de cum bagi cablurile. Cabluri de uz zilnic cu microfon, care pur și simplu, cum ziceai, Cristi, ce nu au? Sunt niște cabluri speciale, sunt oxygen free, sunt făcute în așa fel încât oxigenul nu ajunge în interior. Și iar speciala ele e faptul că sunt învelite cu Kevlar. Kevlar, un material asemănător plasticului, din ce știu eu. Nu, e chiar, e un material mai special, conferă rezistență. Din Kevlar se fac și vestele antiglonț, tocmai pentru că au rezistență foarte mare la rupere. Am înțeles. Interesant. Chiar interesant. Deci lipsa oxigenului probabil face sunetul cât mai premium. Nu știu să zic exact, știu doar că ajută foarte mult la calitatea sunetului și cumva și la interferențe și la... Nu se oxidează probabil sau chestii de genul. Am înțeles. Deci totul cât se poate de premium. Cristi, poți să-mi dai și mie drumul la muzică să vedem exact cum se aud căștile astea? Right and left, ok. Iarăși, chiar și în configurația asta nu e, contează și sursa de pe care transmiți. Acum o să ascultăm de pe Spotify, dar cel mai bine e un serviciu gen Tidal, unde calitatea sunetului e cea mai bună și de acolo cred că o să asculti, o să-ți faci cont și o să asculti de acolo. Ok, ia să vedem prima dată cum se simt. Wow, super premium, chiar premium. Partea de sus. Deci pe amplificatorul de sunet ai varianta de a pune stop, de a-l închide sau îl deschide, să schimbi anumite moduri, să dai mai tare și mai încet. În momentul ăsta sunt pe 60, nu știu dacă se vede, are un ecran digital, pe 60. Ăsta este maximul, de altfel. În telefon la cât suntem? De maxim? La undeva la 60%. Dar un pic maxim să văd dacă îl pot suporta. Chiar sunt curios. Dacă nu, o să-mi dau stop din... Te-ai speriat? Bă, ești nebun.
Deci pur și simplu am avut senzația că îmi spart timpanile, jur. Îl las acolo la maxim, să-l dau aici la 50, să încercăm din nou. E mai ok invers, să-ți reduci din sursă ca să nu ai cumva de aici interferențe. Ia să mai vedem. Aici am dat la 60, ultimul spre maxim. Să mai vedem o dată. Dă-l la un sunet normal. Cât la sută acum? La jumătate. La jumătate și cred că e ok, e decent. E chiar mai mult decât bine. Cred că țip. Cred că țip, nu? Țip. Aaaa! Ok. Mama mea. Mama mea, cum se pot auzi că ăștia. Da, cred că ajunge că țip un pic cam tare, cred, nu? Ok. Nu cred că e cazul să țipă. Oricum, sunt niște căști super premium, care eu le recomand. Că le poți folosi până și la gaming, dacă mă înșel. Da. Ia vezi, Cristi, cum ți se par căștile? Chiar vreau să-mi zici. Mi se pare incredibil că e și de tare, și de liniar, și de clar, și de multe, multe plusuri. Bine, sunt cel mai mare audiofil, da? Numai nu țipa. Încearcă să vorbești după ce le dai jos de pe cap. Că... Sunet clar, echilibrat, poți să faci distinția dintre instrumente. Care au fost prețul lor, Cristic? Nu mai știu nicio. Cât am dat pe ele? Cu reducere vreo 900 de lei, undeva la 1200 fără reducere. 1200 fără reducere. Nu sunt ieftine. Deci sunt căști de la 3-400 de lei în sus. Nu pentru audiofil. Nici astea nu sunt cele mai premium pentru cei care ne urmăriți sunt audiofil. Trebuie să ai și ureche pentru așa ceva. Că dacă n-ai ureche, n-ai să faci. N-ai să asculti și ai să zici aceeași melodie sau de la fel. Eu ca și amator, primul lucru care mi-l ofer mie, care eu unul clar, le-am cumpărat, le păstrez, le așa, dar nu-mi dau seama dacă aș fi dat banii ăștia dacă nu ar fi fost noi cu vlogul și am fi vrut să prezentăm ceva interesant. Adică dacă să-mi iau ceva pentru uz zi de zi, mi le cumpăr, clar, că îmi place și îmi place să am lucruri cât mai premium. Dar chiar merită banii? Adică s-aud liniar, eu unul ca și amator, s-aud liniar, aud fiecare instrument în parte, ceea ce e incredibil. În afară de asta, ai un bas bun, împreună cu ăsta sau chiar fără el, s-aud mai tare decât ai nevoie. Care e primul feedback care ți-l oferă ție, Cristi? Eu zic că sunt niște căști care sunt un pic mai cu pretenții, într-adevăr, depășește nivelul de amator și ca preț și ca audiție. Da, nu sunt chiar pentru... Adică dacă vrei doar niște căști să asculti muzică la un nivel ok, găsești și căști mai ieftine. Astea sunt premium din mai multe puncte de vedere. Și cum arată? Și cum arată, design clasic. Și cum se simt pe ureche. Chestie foarte important de menționat, căștile astea au apărut acum 5 ani? Cam așa. Au 5 ani. Și încă arată, deci după 5 ani, suntem în 2020, au apărut ca în design, 2015. Dar eu n-ai cum să greșești. Cu lemn nu cred că ai cum să greșești. Design minimalist, simplu, elegant, care nu va avea moarte, exact ca și vlogul ăsta de altfel. Dacă te uiți la noi și suntem în 2025, sau chiar dacă suntem în 2030, cu siguranță vor fi niște căști premium. Dacă după 5 ani de zile ele s-au redus la preț cu câteva sute de lei, dacă vor să elibereze stocul, cred că mai găsești cu reducere, da? Eu am să le păstrez și am să le folosesc zilnic. Da, cam astea sunt căștile meze. Îți mulțumesc că te-ai uitat la un vlog de-al meu. Dacă vrei să vadă un prieten de-al tău niște căști premium pentru niște audiofili amatori, nu ezita să le trimiți link-ul cu video-ul meu, să-l distribui clipul pentru a vedea căștile meze. Nu uita să dai like clipul în caz că ți-a plăcut ce ai văzut astăzi și până data viitoare nu uita să te abonezi. Pa!